unul după femeie, știi ce fac ăștia? Cahăr măsar. O pun ăstea. Așa? Oh, oh, prunadea! Oh, 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 na! Oh, hai, ne-ai normal, măi, omule. Mergi? Mă duc, am de lucru. Vlad, multă sănătate. I love you. No, aștept când, bă, după ce vinzi căsuța. Ce? Ce, lasă-mă cu... Vii la botez. Vin. Mă bun. Da, 13 noiembrie. Botez. Da. Vii? Vin. Să nu vii fără... Fetiță sau băiețel? 1000 euro. Fetiță sau băiețel? Mi-aduce un pomei la botez. De unde? Da. Ce faci? Ce faci? Un pomei. Ce faci? Ce faci? Caută-l. Ce mă minți? Da, caută-l. Ce să-l caut? Până în... 50 de oameni. Nu. 5 din anul. 500 de euro. Da, sunt? Da, și mi-ai unul. La fată. Îți iau. Mă bun. Da, caută-ți-l. Mă duc să... am găsit. Unde? La unul pe... cum îl cheamă? Cu cât ai găsit? Nicolae ăla. Cu cât ai găsit? 5-600 de euro. Nu. No. Deci îmi faci tu cadou? Da. Mă bun. Nu, no, îl găsești? Eu îl țin aici la Gilo. E, dar îl aduci acolo la botez. Da, mă, afară. Îl aduci acolo la păi botez. Tu îl aduci cadou. Păi eu îl aduc, dar tu ți-l aduci. Eu îl port căra în spate. Nu, mă, tu îl plătești și vorbești cu omul să-l aduc acolo direct. Atunci mi-l dai cadou. Așa. La botez, nu? Așa facem. Nu vreau să văd dacă ți-e ține cuvânt. Ce crezi, că nu mă țin sau ce? Dacă nu... Dacă mă iei cu... Dacă nu și ăsta nu... Aia e altceva. Dacă mă iei cu... Dacă nu și asta nu ți-l aduc. Nu pomeni în cărție, măi. Vrei să mă bagă la poliție? No. Deci... I love you. Fetiță sau băiețel? Fată. No. Cum o cheamă? Vlăduță, baia lor. No. De-abia așteptăm să o vedem. Astea o să le refolosești? Da, le curățăm un picuț. Deci le refolosești, așa? Da, și pe le îndreptăm și le refolosim. Adică le îndreptăm, le mai oblim, cum e trebuie. No, domnul Dan. Da. Ce mai trebuie să mai faceți pe aici? Nu-i, bă, și dacă pui doi cai. Ce trebuie? Că faci aici ni curi la rudă și le prinzi aici ni cu șurub. La benzilele. Ce vin peste icuri. Nu-i neapărat lucrul ăsta aici. Nu-ți place, tai el jos, mă. Ia el jos, ăsta polizează, tăt, să și ca acițeava. Vezi cum e aci, așa să și tăt. Tăte sudurile astea. Numai trebuie luat ăsta jos și luat flexul de polizat, mă. Da, da. Și polizat să fie tăt, frumos. Aici, asta nu e jos. Asta trebuie polizată, nu mă arată. Ăle de sub la fel. Ăle lasă-le așa, numai polizate. Și asta din față trebuie luată jos. Asta cu asta. Domnul Dan, întrebare. Eu zic că vă complicați. Lasă-mă să-și facă copilul cum îi place, mă. Dar păi cum îi place? Păi nu vezi că nu-i place. Nu dai pace, că doar îl face. Nu-i place striația aia de pe ăla. Aici e sudură. Că punem o placbandă mai cinci. Nu, că striația îmi place, dar păi nu o pus-o nici cum. Nici în stângă, nici în dreapta și îndoită. Da, mă, iau. Îndoită ca să poate intra ruda. Nu, că e îndoită ni. Nu mai aici. Aici nu mai e. Aici ai punct de sudură? Sudură? Nu. Că acolo când o îndoi cracul, o tăie de aici, și o îndoi de aici. Tu nu vezi că aici nu-i sudură, capătra, numai aici. La ce o să iei sudată, ca nu? Ca să se îndor, că se reîndoie. Dar și de ce trebuie să jigniți omul și păi să omul, facă? Dacă nu știi, mai de atâta vreme lucruri cu căruțele. Și nu putea să vorbiți fain. Dar e foarte fain. Jignea și omul. Că nu ți-am zis, mă, sulăbat. Am înțeles. Că ți-am zis capătrat. A dumneavoastră cum e capul? Ne-ale jos, mă. Oval. Ale, dacă... Ți-am mingea de rugby. Aici îți place? Aia ți-am zis, iei jos ălea și după aia polizezi tătătă sudurile să fie ca lacrima. Că uite-te ce lucrezi. Sudurile șlefuite, bă, aia zice. Așa, și apoi după aia mai luăm măsuri. Mai luăm măsuri? Apoi cum? După aia... Tot
nimic. Numere stare de parte că eu repede legat. Unde lui sudat mai sudat. Nu, stai cu minte. Eu stau. Nu mai acolo că nu mai face niște sânzăruri și după aia să pui la am dat jos Cristi Cârligu, frumos, polizăm, tăiem și ăsta de jos. Și ăla de jos îl tai? Da, da. Păi îți neacostel să nu tai. Păi lasă-l pe neacostel, că neacostel are alte treburi. Și ăstea? De lată, așa? Astea le lăsăm, așa le polizăm frumos, da. Mai sudăm dacă e nevoie, mai dăm jos partea asta de aici, da. Și pe urmă polizăm tot frumos și gata. Super. Și pe urmă ne apucăm de sudat, ce trebuie să sudăm noi pe ea? Fii atent, întrebare. Te rog. Bă, m-am frecat eu de țafa aia, mă. Păi, mai mult ca sigur. De fierul ăla, plin. Mai mult ca sigur. Auzi, ia uite-te un pic la... Cum îi zice ăla asta? La ce? La osie? Nu, asta. Osie. Osie. Fii atent, uite-te la mine. E sudată pe mijloc, adăugată. Da, da. Adăugată din două bucăți? Nu e adăugată. Dar? E făcută din două bucăți. Păi, e făcută din două bucăți. Da, da. Eu mă gândesc că eu a fost greu la ăla care a făcut osia, știi? Aha. Mă gândesc că eu a fost greu să o îndoie dintr-una, știi, așa fain. Uh-huh. Și de-aia a îndoit, a tăiat-o și a făcut două îndoituri sau nu știu. Da, da. Oare e la fix, da. Echilibrată? Da, că merge drept. Am înțeles. Tá, ce mă apuc eu de șlefuit, de polizat acolo, eu trebuie să tai aia jos și trebuie să o întoarcem roata. Asta? Aia, să gata o dată cu tăiatul și-o pe dată polizeze. Da. Ridică-i de aia. Stai așa, stai. Nu vă grăbi. Ăla cu curentul nu-mi place că l-ai pus acolo. Lasă-l jos. Lasă-l jos. Asta nu ajungă copii să... Păi nu, ajunge la el, la ăsta și-o pe aia. Să-mi mă de acolo de material așa, nu. Alea trebuie puse de aici, cum are pulpa acolo. De cum? Du-le acolo, nu-i pe cutia aia, în lateral, unde a fost aia. Acolo, așa, așa. Și asta trebuie la tot jos. Să putem pune buxa acolo, dar și asta nu. Vă face gaură să vă ajungi ca până. Nici mă, să nu dai cu capa cu ei. Dragă, curare, nu te jucam. Nu te jucam, copilul meu. Thank you.
luat jumătate. Știi? Deci o bucată numai lipsă-i. Domnul Costel, nu vă înțeleg ce, ce problemă ați avut acum. Vreau să-mi pui ștanță în cap. Ca să înțeleg. Nu, dacă are faza. Că v-a supărat că v-am întrebat. Nu, doamne, pe da, ce să mă supăr? Ce v-am întrebat? Rău faci că îi răcești așa cu scră. Că nu-i răcești? Nu. De ce? De aia că le-ai spălat gustul de pe ei. O, doamne, fie. Da, da. Cum să-i răcești? Nu-i răci nici, nu lasă să plecă la dinți. Apa e un gust și asta la altă e alt gust. Așa e, da. Și nu vă mai controliți cu mine, voi. Nu înțeleg. Am diplomă de cofetar, bucătar, voi nu încă. Urmează. N-am înțeles, domnul Costel. Nu am înțeles. Lasă că înțelegi tu. Cu ștanța. Ștanța? Da. Care e baiul cu ștanța aia? Că n-am înțeles-o aia. Să-ți pui un coniac de la el, să-ți revi un pic. Da. Zic că care e faza cu ștanța aia? Că n-am înțeles-o eu. Da, lasă că o înțelegi tu. De ăsta, nici mai că de ăsta spui să se găsi ăsta. Sau de ăla, de la... Nu, nu, nu. De ăla. De la Alba Vrei. Da. Nu mai explicați-mi un pic și atât, nu vă mai sărțesc. Îți arăt. Oprești Google-ul că îți arăt și apoi pornești acolo când îți arăt ștanța. Nu bine. Ștanța, auzi? Dacă îi place, l-am să și e ștanțat. Ai văzut că și eu pun ștanțe pe căruță. Să curi. Mă ajung bine, ne zis. Nu mă chiar o jumătate. Poftă bună. Dă-mi acum o pară de acolo. Mulțumim. Ia pustești de aici. Nu atât, asta nu am eu. Mă lasă că-l beau eu dacă te faci figuri. Jumătate. Jumătate spui. Op, atât. Șofer, ce să faci cu eu? Hai să avem poftă bună. Da. Să aveți sănătate. O, mi-ajută și la... Să rămână cu poftă bună. E, rus cu tine. La mulți ani. Ioi. E bun, nu Costel? Hai da să venim la lucru, că plânge lucru după noi. E, da, mult, mult. Așa, uite, am stat mult. Nu, la dimineață. Păi te-ai zis că 20 de minute, bă, și uite-te că e o oră jumate, bă. La masă? Ca porcii, bă. Cine? Ca voi, v-ați spus la masă și uite Dumnezeu să mă mai ridicat. Numai așa ni-i spargem. Și apoi, bine așa, domnul... Dar cum să nu fie bine? Domnul Dan. Mai ales când ai mâncat așa din... S-au pus badojile lângă mine, băi. Ni. Când ai mâncat așa din 4 oitiuri de ele... Cât de mari să văd? Atâta, ni. Eu așa le-am văzut parte. Dar fii atent că eu am dat imagine. Nu-i, băi. Și o să văzut că te... Dar îți spânzura din blici rost, bă. Tu crezi că eu, bă? Ai văzut? Ni, așa ni era. Oitiul tău ca și cucuruzul meu. Na. Ce mai vorbim? Bun, ce mai faceți? Că de dormit ați dormit toată ziua. Mene să gătăm lucrul. Bine, hai să merem. Să ne fie bine, da. Da. Am polizat pe ele. Și acum uiți ce l-a polizat? Acum trebuie să dau cu acest ca să salvească tot de două. Și aveți așa ceva? Nu. Ha? Nu are. Alea mari când le-a făcut? Capetele de mari când le-ați făcut. Dar astea au fost băgate în foc, nu-i? Și uite, cum s-au zis? Ce asta ia? Ce, salvete-n foc? Salvete-n foc? Nu foc, mă, foc să ne grețe. După aia e cu acid el ăla. Da, le-ați făcut cu acid? Da, și le speli cu apă și așa e ăsta. Aha, foarte, fain. Curață, curăță. Ia, uite, doar când le bagi în foc. Nu? Când le bagi în foc să ne grețe. Da, da, da. Acum le fac cu acid el ăla și se... Astea tălea ce vin în față la... La rudă, la rudă, fain? Da, da. Nu? Am făcut câteva ea. Vreau 5 părinți. Domnul Costel. Da. Puteți să vă deschideți salon de unghii. De polizat unghii. Ha? De ce? Păi așa... Așa... De aia, vezi? Aia, tacticos așa.
Dar de ce faceți chestia? Nu, nu mă înțeleg. Nu să-ți dă eu cald. Nu să-ți dă are să nu. E, da. Domn Costel, care-i fața cu stanțele alea? Că nu v-am înțeles. Nu o dată explicație pe care treaba cu stanțele. E, da, astea stanțurile. Da, da, da. E, și unde nu stanțele? Pe veriga aia mare? Da, treabă. Îți dau ștanțe de altfel, una de un fel și una de altul și nu-mi convine. E, și nu mi-arătați, că-s curios. Aia. Una o ștanță pe unul alta, nu? Nu se văd. Uite ce ești. Să mergi. Vezi? Acolo. Uite ce ești ștanță. A, și? Stai așa și după aia invers. Uite ce și invers. Ține-ți în palmă, ține-ți în palmă. Pune-ți palmă. Așa, bun, și? Are altă ștanță. Stai un pic. Îngădui un picuț. Aici. Vezi, asta e altă ștanță. E, dar scrie altceva sau ce? Da, nu, uite-te acolo, nu vezi, numai unde? Acolo nimeni. Nu, nu văd. Puneți mâna, băi. Acolo, vezi-l? Și aia... numărul 4. Bine, și asta și aici, aici da. E altceva, uite-te acolo. Și ce vă deranjează? E 0-1. E, și vă deranjează sau ce? Sigur, mă. Păi ștanțele nu-s la fel, mă. 6-0, mă, sau ce? Da, mă, nu-mi convine treaba. E, dar păi nu v-ați gândit că poate ăla e lotul? Ei. Lotul. Nu că scrie că 04. Da, mă, e... nu mă, lanțul e la fel, dar e lotul, domnul Costel. Nu, 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 că n-are aceeași tanță. Cum? N-are aceeași tanță. Nu mai zgâriați ăla, nu mai zgâriați, domnul Costel. Lăsați-l așa că nu mai zgâriați. Asta. Na, dar arătați în ce vreți să polizați acolo. Arătați-mi. Nii, băi. Nii. E, sudura. E, vezi ce nici cu mâinii. Vreți să scoateți să... Să scoate așa nici să nu se vadă nimic, ca frumos. E, deci să nu se vadă că fu sudat, nu? E. Am înțeles. No, ce să zic, domnul Costel? Spor la lucru. Spor la treabă. E. Punem tățavă de aia ce am luat pentru felul aia și gata. La ăla, nu? O că vine Daniel. Nu. Ei, auziți mașina? Bate-i apa. Ha? Și gata. Să deschide porta. La lui? Auzi că zice telefonul. A dumneavoastră? Știți-o joșind titlul ăla. Dar ați dus-o la Ecograd. Nu, hai să punem sus-o. Eu știu. Nu, hai să-i scot afară. Da, știu. Inima? Nu. Hai să-l pun palul, poate pe acolo. Asta țeavă era înăuntru, nu ți-ai în căruță? Păi m-am gândit eu, mă, omule, mă, că ți-o dat așa țeavă suplime. Da, am crezut că ți-o dat țeavă suplimentară. Nu, că mai găsit pe drept. Ce? Șaiba, se întoarce cu butucul, mă. Aia cu butucul tot. Da, așa au făcut este. Da, uite că are hafti sub. Aia e la clichet. Nu, nu, aici ce faci? La șaiba, are hafti sub. Frumos, mă, îmi place. Nu-i, mă. Mă duce repede, leagă pe ușa, acolo la dug. Ați făcut-i mai mare, țin în butuc, se întorc pe osul. Mă, las că faci un așa. În soldă, eu propriu până vin. Și ai un frut apă. Un pleacă, un bagă la un frut. Deni, da. Ce o să faceți acum? Vrem să tăiem țepușele astea jos. Da. Urmă tăiem țeava aia de la frână că nu a fost făcută bine. Care e aia? Da. Și asta. Deci o tăiesc jos. Ca să punem tățeavă din aia ce am luat pentru fele hert. În locul ei. Nu e pe grosă, mă. Păi nu, că... Mie mi se pare pe grosă aia. Dar păi decât asta? Păi decât asta, tot ceva locuitor de asta. Nu așa durvaș. Locuitor? Costel, facem cu ce avem. Asta e adăugat așa. Facem economie, de piață.
Ala, ciomul a făcut căruța asta, să știi. Și... ciomul? Exact. Da, da. No, ciomul, eu te-am întrebat că cine a făcut căruța asta. Doctor, că nu știu. Doctor Ciomul, auzi. Domn Costel știe. Bun, da. Și auzi. Și acum ce? După aia ce mai faci? După ce faci chestia aia? Și după aia ce zice domnul Dan aia mai fac? Am înțeles. Luăm roțele jos. Luăm roțele jos și cam atâta. Domnul Dan, ți-au fost pițate bine? Nu-i rău acolo, domnul Dan, așa-i? Nu. Au fost pițate bine, domnul Dan? Da. A? Da. Măr drept? Măr drept, așa-i? Fii atent că la ea sună urât. Ia vezi asta, sună urât. Când o învârți. Ia dă-i. N-are vazelină. Asta sună mai bine. N-are vazelină. Păi de-aia sună, tu n-auzi. Au trecut și pe malegă cu ianii. Aia e din cauciuc, nu? Da, nu mi s-a dat pe cea parte. Ia, ia să fac. Ne. Nu. Un moc mare nu trebuie? Am așa mare. Vezi ala primul, ala care nu-i bun. Ala, cred că pentru asta treaba e bun. S-a deschis? Dă-i. Păi bine, invers. Te-ai pus să cheia. Mai se desface. Așa. O ajuns în capăt. Acum. Să nu spargeți butucul numai, domn Costel. Butucul? Cu forța dumneavoastră de Hulk. Bagă țavă acolo. Stai că bag țavă. Bagă țavă. Adă și ciocanul. Să desface imediat. Și la telefon normal, ai pe față? Da, ce-s normal. La capace? Da, da. Nu, și la capace și la osii. Mm. Da, da. Asta e rupt un tip Fiat. De care? Model Fiat. Fiat? Prinde da. Numai de acolo. Gata, ia. Lasă? Adevăr. Uite, mă, chirii mai trebuie mă, asta. Eu ce-o făcut? O sudată ala pe aceea parte, dar nu s-a rupt sudată. E, dar de ce-o sudată? E ca să ține, nu? Nu trebuie sudată, nu trebuie să facă, nu? Dar nu numai o făcut dintr-o bucată ăsta cu ala. Da, dar nu l-o sudat să ține. L-o sudat numai să fie sudat. Repar, nu până cu... Se dormă, mai bine. Un capac unde? A cine? De ce nu-mi vreau la scurt? Mi-a pus aici odată. Da, am zis că să pun pe ulița în fiecare. O, la aici nu mai are gaură pentru tip. Nu așa. Hai că ni se gata lemnele. No, nu e sigur că și funcționează. Domnul Dan, cum procedați, că nu înțeleg. Auzi, auzi, mă. Tu-ți dai seama, mă. O atins șurubul? Nu, mă. O pușcat cum o scăpat cota, din pe cota de lume. Ce ai gândit că s-o rup ceva, Denis? Da, domnul Dan. Atât ai tot. Că o scăpa. Domnul Dan, șurubul ăsta trage rot afară? Păi dacă vrea, dacă nu vrea lobină. Aia-i tati, bravo. Cam așa ceva. Bă, voi sunteți aici ingineri, bă. Da, da, da. Mă mult. Domnul Costel, dumneavoastră cu ce ați participat aici? Cu privire, aruncarea cu privire. Ați,
Ați luat notițe sau dumneavoastră ați fost omul cu notițele? Da, ajunge. Domnul Dan, ce-ați vrut să ziceți? Vreau că la căruța lui nu-i trebuie presă de asta. Asta nu umbla deloc. Cine? Căruța asta. Nu. Deci e nouă nouță? Da, o nouță. Ceas, 0 km. Hai de capul meu, mămule. Mi-o trebuie mie căruța asta. Hop, 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 hop. Nouă nouță, da. Cristinelu, ești de vânzare, ce te gândești? Căruța, amu? Da, da. Tomar, tomar de emisiune. Asta nu se vinde, Cristinelu. Da, asta nu se vinde, da, da. Jumate, Denis, să înțelegem că asta e căruța ta, nu? Păi, e căruța mea, dar o fost... Era copușcat, ai auzit? Când a făcut tâc, dar uite cotie... Uite cum o rectificat aici cu un flex, vezi? Lasă tot filmate. Lasă tot filmate. Dă-te mai de-acolo mai încolo. Puteți să țineți domnul Costel? Răule, dacă stai acolo nu pot. E, da, ce vă împiedică domnul Costel? Ha? Domnul Costel. Da, ce fac asta? Asta nu pot putea așa. Ca cealaltă. Da, ia să ia. Hai de mine, mă. Ford. Ca la Brașov, hă? Ford Transit e ăsta. Nu Ford, Fiat, am zis. Cocile la mașină, la Dacia, când îți făceai piulița, ptica a roata jos, mă. Ai nu-i voie să strângă. Trebuie să strângă rulmentul pe cota asta, da? Fiind conic, când ai luat pe ăsta din afară, dar din afară totdeauna era mai slobon, mă. Ptica rulmentul singur, mă. Dar făcut de fabrică, nu? Nu mai aveau materiale, că nu se întorce rulmentul pe ăsta. Oprești. Hai la altă. Bine. Hai. Da. Păi, îl întreb că să tai tot în două, și osia și tot, sau mai rămâne ceva? Eu zic că așa ar fi cel mai ușor. Pe aici așa? Pe aici și până aici. Deci, tăiem de aici jos, astea jos, și astea jos și gata. Deci, asta să nu le iau așa drept, frumos. A? Nu. Că furute așa într-o parte. Nu furute. Nu? Că le pune capate după aia? Acum. Da? Și atunci să nu tai și astea două. Nu. Nu? De ce o să le tai jos? Am gândit că punem altele așa cu sifroșag din ăla. Da, n-ai cum. Nu? Alea numai atât așa e sistemul. Da? Ala ține frâna, să știi. Păi... Să-i faci odată, tu tai alea astea, aici, astea trei jos, și ale trei jos, și gata. Bun. Și apoi după aia vedem în ce mai tăiem. Și asta trebuie să o tai jos, nu? Da. Da. Și țăpușile. O tai, tata, de acolo, chiar este unul și-am... Amu... Și-am gătat. Cum vrei să faci? Pune ochelari. Bun, bun. Și... La țăpuș trebuie dis mai să margă chiar pe lângă profil. Dacă nu, tot trebuie să polizezi, știi? Pune păi... dis nou și când îi dai, îi dai dintr-o bucată să treacă prin el. Am folosește-l acolo pe unde poți. Bun. Și pune un dis nou ca să treacă din. Nu mă spune.
face capul. Orice îi bași capac. Dacă îi bași capac, trebuie să bagi, să faci acolo ermetică. Dacă intră apa, să oprește aici, știi? Uh-huh. De cum se face treaba asta? Că acolo trebuie să ai găzare. Uh-huh. N-ai fi, da. O lași așa, pui acolo un gel de stop. Și prins în bacolul, în promul. Da. Bine. Ia. O să mă pornește că te tine. Ia, i-am zis să mă vezi că o vrut să facă și eu Otilo cu el, griji. Asta e pe alea. O să pun o tăbluță. Putem pune o tăbluță să prindem. Aha. Bun șurub. Tăbluță. Care-i? Acolo. Domnul Dan, ce ați zis? Că nu v-am întrebat. Păi nu are, nu mă stă așa. Domnul Dan, ce ați întrebat? Domnul Dan, ce ați întrebat, vă rog? Ce instalație mai are aici? Ceva instalație de gaz, cred că, sau nu știu. Ce poate să aibă? E acolo, e ceva șmecherie aici, întreaba asta. Ce șmecherie? Păi... Acolo e fitilul. Nu e fitilul, că aici e fitilul. Aici ne se oprește în asta. E, dar tu vezi ce lucrare au făcut copiii? Nu. Nii, nu-i bucșă, că-i crepată. Păi nu, că-i așa acolo e fain. Acolo strânsul. Bine-o făcut, oi. O să-i faci un mandravel aici. Dar de ăla frumos făcut la strung. Faci de ăla, nu la strung. Păi eu l-am făcut acasă, nu ți l-am arătat. Ba da, îl are, e frumos. Să nu uităm că mai vii să aducem potcavă. Mai trebuie aici ceva făcut. Dar te-ai o potcavă frumoasă, îi trebuie făcută, nu de aia veche, uzată pe partea. Așa ne-ai ieșit, polizat frumos. Domnul Costel, îi trebuie, dar nu de uzată pe parte, pe interior sau pe exterior. Lui trebuie nouă, nouță. Fain. Gant, să zice. Așa? Să-i fac aici trebuie. Aveți așa ceva? Figură în foc. Au jos. Cum? Stai de acolo jos. Flex și gata. Bă, îndată merg jos. Da. Altă soluție nu pe asta. Te tăia odată, știm, tăia jos, e? Păi da. Acum, când le punem înapoi. Cum se zice la ăștia ce demolează? Tăietori. Cum? Demolatori, cum se zice dacă demolează? O face să râd, bă, băiețul. Aia nu-i problemă de demolat, e bai, cum trebuie. Domnul Costel, vă place să demolați așa, când e de demolat ceva? Ha? No. Ce vă place să faceți? Eu să construiesc, eu să construiesc. Una, doamne. Și când e demolat, nu, așa-i? Nu mă bag. Păi a străcat o zi pe căruța asta. Are două săptămâni de lucru. Te repune înapoi. Și a străcat voi în tot zi. Eu nu. N-are repede, domnule, nu am încredere. Îmi place de tine, că ești optimist. Păi da. Nu? A. Trebuie să sudăm pe aici rotă frumos. De lucru. Pe unde? Da, pe aici nu e rotă. Să arate cumva, știi? Și, nu, și rezistența e alta. E ca alt să rotă. Călduți. Dar cum dacă ai polizat acolo? No, Denis, ce mai aveți de făcut acum astăzi aici? Astăzi aici? Da. Cred că cam atât ai tot. Da, deci e treaba bună. Bună, am stricat ce-a fost bun. Cum le zice la băieții ce demolează, Denis? Demolatorul. Denis, oricum e o treabă faină. Ne-am și relaxat între timp. Am băgat-o în curte, căruță funcțională. Așa. Și am scos-o... Uite, tot funcțională. Am scos-o. Am lăsat-o aici, gata, aici. El vrea să-și facă o Harley Davidson. Stai să înțeleg. Cum? De aici când nici pune un scaun. Da. Și face acolo deala cu trei roți. Așa. Știi? Harley Davidson, numai aici în mână și pune două corne de bou. Cotăm o căpruță tânără, băi. Exact. Cu corne numai de ele. Să s-o pun aici înainte. Harley's Band. Să nu fac o tură roată, numai așa, pun la jumătate. Pune de acolo. Lasă să vedem noi la... Du-te. Între timp ce o să fie. Bine zic, domnul Dan. Să fie ceva. Nu, numai că trebuie lucru. Trebuie un pic. Căruță, domnul Dan, cât ați ținut cel mai mult o căruță la dumneavoastră după de la cum ați adus-o
să o faceți? De 5 ani am roțile sumase acolo, știi? Eu le din loc. De 5 ani stau la rând. Pentru să faceți căruța? Și care e faza? Garajele din fabrica de căruțe, toate spline sau nu? Nu înțeleg. No. Dar? Aia a fost așa, fără client. Am înțeles. Știi? Dar o să o faceți. De-aia o stat atâta, că era client la eu, grăbeam, eu nu știu. De 5-6 ani am adus o căruță aia din Măgări. Hă? Eu 6 ani am adus-o. Și am desfăcut-o și n-am mai făcut-o în veci înapoi. N-aveți un magnet ca să nu mai stea domnul Sărășa? Dar putem mătura. Și putem sufla cu aer și putem spăla. Dar lasă să strângă dacă o făcut gloze. Ia-n-o plindă. Vreau să pascula încetul, da? Domnul Costel. Și eram în curbă și în curbă i-am dat dreapta, în curbă la stânga i-am dat dreapta. Ca să nu se... Să revină înapoi. Bun. Dar nu merge jos. Nu merge jos. Domnul Dan. Da. Aici de la domnul Dan. Da. Unde v-ați propus? V-ați sfințit sorile? Unde pornim? Puteți merge acasă, voi. Vă mânca, domnul Costel, toată lebenița. N-are nimic, dacă doar... Da, el avea buruștianze. I-am dat și un par de bere după el. Ați băut o bere? Păi nu o bere, un par. Sper să n-aveți probleme, băi, să... La Denis trebuia să-i mai pui un par de bere. Sper să nu pățiți ceva, domnul Costel. Domne, eu n-am băut niciun par de bere, nu mă mai tătim. Trebuia să spui un par de bere, am zis. Trebuia și ții un par de bere. Asta cu ce cu asta? Să vă opriți de două ori până în Cluj, în Florești. Pe la podul Lonii să opriți un pic, să vedeți dacă dincolo. Deschiți la jeta. Pentru ce? Mută-te dincolo, cum pentru ce? Da, domn patron. Serios. Ia aici ni la. Am mare și șef. Ai văzut? Ia. Domn Dan, puteți să apropiați ușor așa către mine, vă rog. Lăsați-o la mine. Am lăsat-o deja, bă. Așa. I-ai dat cucuruz mai mult? Faină șapcă aveți, domnul Dan, numai cum mă remarc. Și s-o dau ție. Nu, că e la fel de faină ca mea. Aia merge. Nu are nimic ca când revine. Fii atent. Și nici o port. Nu. Pentru spuza de la forjă, că se pune pe port. Da, bagă-l în apă rece. Domnul Dan, șapca dumneavoastră aduce ploaia. Și te duci și cumperi vreo 10 plicuri de butagran de ăla. Vine sau nu vine? Ploaia. Filmează, vezi. Mergi și cumperi de la farmacia veterinară 10 plicuri de butagran. Nu, și îi sufli în gură. Vine mai către sare. Pui într-o țavă de aia de plastic și îi sufli în gură. Praful ăla. Domnul Dan. Și bagă-l în apă rece de câte ori poți pe zi. Leagă-l după un ștraf și pune-l acolo în apă rece dacă ai. Pe sâmbătă 8-8%. Du-te și bagă-l 10 minute 15 în apă și după aia mai merge, mai întorci. Iar îl bagi în apă, dar nu mult umbla cu el. Anul trecut când arăta așa ploua, dar nu mai ploua. Nu, dar numai ușor, să nu-l forțezi deloc. Bine ar fi să vie, mă, da. Chiar-i bani, mă, cu ploaie, dau bine. Bine, mă, băiete. Cu ploaie, bai mare. Un prieten de la Radu ți-a penit în cal. A sfințit-ul? Și? O pe bun traiu. Așa o să se penești și eu în toți, așa o să stau unii între cucuri, dacă mai continui să mâncă și mine. Să vezi numai. Să te dai pe lebeniță și pe... La urmă. De alea nu-i. Broccoli, lebeniță, morcovi, petrinjei. Am vrut să mă dau pe de-astea, pe cucuruz și ăsta, dar nu sunt, mă. Că n-o lega cucuruzul, nu. Nu, stai să mai tai porc. Domn Dan, vă pupă. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru tot, pentru lebeni. Vii și mâine să mai vezi ce facem. Mâine am un pic de treabă, dar... M-am venit eu, nu m-ați întrebat. Stai așa. Am un pic de treabă. Îi dăm. Mai vedem între timp ce se întâmplă. Nu. Ii, nu mă copii. Hai, Japan. Oricum două săptămâni vă ține lucrarea, nu?
Depinde cum lucrăm. Am înțeles. Într-o săptămână trebuie să gătim. Dacă lucrăm și în schimbul de noapte, gătăm mai uite, dacă nu... Mâine e gata. Mâine, au la Denis, mâine e gata. El nu a putut strica astăzi și vrea să pună înapoi într-o zi. Bun. Nu că-i stricat, e gata. Dar țaua de-aia mică subțării o luat? Asta de-aia am eu. Ai și de șoș. Am. Aia e pe margini, dar ceilalți trebuie altfel. Păi trebuie numai de 3x3. Lasă, nu vă năuși. Dar nu, că punem de lemn. Ce? Țăpușele. Păi de țăpuș atât. Nu, mă, șoșii, mă, de la... Aia ce ai tăiat tu de la os, e chestia. Da, 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 da. Da, băieți. Vezi că nu-i pornită conserva asta. Ce am vrut să vă întreb? Știi cum e la plecare, atunci aveți de mai legat. Acum, da, ale... ca pușcăria și. După 20 de ani, nu mai am avut o secundă de vorbit la poartă. Ce o secundă? Că o stat până a 20. Mere, fraților. Să dezbate. Domnul, da, să aveți sănătate. Ne auzi încă. Ne-ai răscuns, cred. Sună-mă, Deni, dacă să nu se strice treburile, eu știu. Normal trebuie să fiu aici, dar... Poate sunt ceva intervenții, ha? Sună-mă când pornești. Bine. Mulțumim, domnul Dan! Sănătate! Cum faci, nou? Domnul Dan, bună seara! E bună, mai bine, e noapte, că noapte dormim. Am ajuns pe la dumneavoastră, aici cu bunul nostru prieten și mecanicul nostru, mecanicul băieților cu cai. Și pot să zic și mecanicul meu, îs bucuros să am un mecanic ca tine, relaxat, ești cel mai relaxat mecanic și să rămâi tot așa, dacă se poate. Pe mecanic, și... mă, nici uduri. Da. Denis. Da. Acum să se înțelege din episodul că... trecut. Se înțelege din episoadele trecute. Ce? Că am pornit de la tine, de la atelier, am pornit la domnul Dan. Să faci o lucrare. Eram să zic să facem. De parcă eu aș fi făcut, dar aș fi pus mâna pe ceva. Păi n-ai pus. Eu pe ce? Iertă de mult doi pe mâini. Că m-am tot învârțit roată pe aici pe lângă voi. Păi da. Așa. Domnul Dan, ce ziceați de suduri? S-ai pus mâna pe cățau, te murdări. L-am prins de zgardă. Da. Da. Uite ce-a făcut el, mă. Așa. Ieri ai filmat căruța... Dezmembrată. Și dezmembrată. Dezmembrată, întreagă. Întreagă. Și după aia o tăiat el ce-o trebuie jos și am o pus înapoi, tăie. Așa. El o tăiat și țevile, el le-o suda, el le-o fixat, el tot. Aia e bine. Denis. Da. Eu acum știu cum e, că eu nu mă pricep la treburi dintre astea, dar când ai zis că am să fac mâine căruța complet, mie îmi place omul care îl văd ambițios. Și ăsta. Păi, trebuie să ai un pic de ambiție, Cristian. Așa. N-ai ambiție. Da, oricum. Avem de lucru maxim. Ce numai, ce un ticuț, mai da. Face și da. Multe ceva. Dar nu, fii atent, de încurajat. Da, stai ca să n-am chiar lucrat, că am mai și lălăit. No. La las că e bine așa. Nu, fii atent, uite-te. Numai să fixezi fiarele alea așa în poziția aia, îți ia timp. Bine zic, domnul Dan. Timp și știință. Hai că dăm pe bucățele care le-ați lucrat. Le-ai lucrat. Aici ai lucrat, aici ai pus... Aici ai pus sudurile, aici ai pus... Am tăiat de aici jos. Așa, le-ai pus? Tot, am pus din nou. Aici da? Domnul Dan a făcut piesa asta în forjă, vezi că a avut aici un cârlig și nu a fost bine gândit sistemul pentru ce am vrut noi. Atunci au făcut o gaură frumos. Da. Și bineînțeles au bătut-o un pic. Da. Am modificat aici un picuț la... Așa, ai dat, ai dat sudură pe acolo pe... inimă sau cum bine zic acolo? Da, am dat un pic de sudură că acolo a fost... Gol? Gol? Nu chiar gol, dar au fost puse așa două icuri. Da. De metal. Bun. Să le sudură. Deci nu m-a popărțit și casa a lucrat, așa-i? Cam da. Nu, no, las că nu-i rău. Când o să vinim pe la domnul Dan să continuăm acțiunea? Să continuăm? Păi domnul Dan are când e treaba acum o săptămână. Aula. Ați văzut asta cu avionul? Nu, unde mă duc? Da unde? Că nu-l văd. Ia, arii, de-te, de-acolo. Mai, așa, mai.
Am o s-o pornit în Spania. Mă duc eu cu el. Da, bun. Ați fost vreodată cu avionul? Nu. Nu vreau să vă zic așa, prima mea experiență cu avionul. Bă, ne-au explicat acolo, doamna, ne-au explicat, erau două, sau nu mai țin minte câte domnișoare, tot ne explicau acolo, că în caz de vreo problemă să sărim pe jemulețele alea. Păi, omule. Cu cărut, cu când îi bai. N-ai întrebat-o. Eu n-am întrebat-o nimic, eu am stat acolo, mi-au pus ca sarmale, stăteam unul lângă altul. Deschide și ușa sau pe aceea. Dar noroc, mă, noroc că n-am făcut mult, mă. Că când n-am... Păi am fost la Paris, dar vreau să zic că repede, repede ne-am mișcat. Franța. Mai mult mi-a luat traversatul orașului, de la mine acasă până la aeroport, da, decât de drumul ăsta. Două, nu mai țin minte, dar foarte... În fine, ce nu-mi place mie acolo în aeroport, când stai, nu știu, au ăia niște mașinuțe pe acolo și foarte tare te gazează. Eșapamentele alea, au niște eșapamente, măi omule, chiar acolo când stai în ușă? E tehnic, zice el aia cu bagajele. Păi eu nu știu, mă omule, dar băi, să le facă, mă, electrice, mă, să nu te gazeze acolo așa, mă. Păi cât m-au gazat ăia acolo în aeroport, păi eu nu m-am gazat 10 ani la oaltă, mă. Poate să fie ele electrice, Cristi, când toată ziua circulă non-stop 24-24. Păi să le încarce, mă, băiete, și să le facă autonomie, mă, că doar au, fac bani cu avioanele. În fine, nu, noi... Asta este viața. Și noroc că tu pui numai peste două săptămâni filmare și eu vin înapoi pe atunci, pe când să vii ăștia să fure bani. Ca la Culiță Ster. Ai văzut? Stai, mă, că asta nu pot pune. Mă, cum să nu pui, mă? Ai văzut la Culiță Ster? Da, păi n-aveți dumneavoastră. Comorți, mă, salamare. Dar n-aveți dumneavoastră bani. Nu contează, păi omul gândește. Păi asta e. No. Comorți, mă, salamare și într-o secundă au venit, o să-i furat gufărul cu bani. Borcanul ascuns la rădăcină. Nu, no, ăla nu l-a găsit. În fine. Cum, nu, mă? Nu, mă, ăla la rădăcină nu găsești, că n-ai cum. Nu? Nu. Domnul Dan. Ei, o dus la un cufărul. Domnul Dan. Ai noroc. Domnul Dan, ce am să vă zic? Fii atent, senzație. Bă, senzația când am mers încolo nu a fost chiar așa de nu vreau să zic dramatică. Bă, a doua oră, când am venit în coace, deci când am la întoarcere. Bă, s-a lăsat avionul de sus. Rapid, nu știu cum, ca și când cade în gol. Nas? Nu nas, așa, în jos. Bă, frate, așa scârția, am crezut că se rupe în două. Zic, bă, de se rupe ăsta în două, nu că ce-o zis domnișoara să le ieșim pe la geamuri. Eu am văzut filme dintre astea cu avioanele că se rup și când zboară să-ți iei hăinuțele și cum le zice la alea. Nu, mă, dar le zboară Jean Mantanu și flutură borfele din avion, știi? Bai, unde? Nu m-am gândit că e bai, dar zic că aia a fost senzația. Că... Bă, să... Fii atent. Dacă puneți cureaua, vă iau ăștia, vă trag cureaua din pantaloni afară. La un moment dat eu m-am uitat așa la băiatul la șenie și eu fur rușine la un moment dat. M-a băgat așa un pic acolo în camera aia obscură și m-a tras înapoi afară. Păi zic, ce faceți aici? Mă faceți să râd. Amuzant. Dau cureaua, pun cureaua, iar dau cureaua, iar pun cureaua. Păi eu ia aparatele. În fine, nu, mă, scoate cureaua să verifice dacă ai ceva, știu eu, nasturi acolo, bobițe, de ăla de scărmânat între dinți. Ierburi. Ierburi. Ceva. Ah. Nu pentru arme. Nu, de, cred eu. În fine. Păi fii atent, eu m-am dus cu două bagaje și n-am plătit nimic pentru ele. Și când mi-am adus înapoi bagajele, la al doilea bagaj o trebuie să plătesc. Și le-am zis la ea, nu vă spărați, bă, băieți. Eu vă las bagajul 2, vouă. Că e mai scump decât taxa care mi-a dat. E mai ieftin decât taxa care trebuie să vă plătesc vouă. Cam acolo niște blugi rupți, două tricouri, care și jamantanul în sine, care n-are valoare 30 de euro. Cât trebuie să vă dau? Zic, să-l dau pe ăla, să-l încalc cu jamantanul, să plimbe pe acolo. Ăla, francezul ăla sau ce era. Ce zici, Cristi, că m-am urcat în avion, i-am dus în concediu în Turcia și am urcat în avion și cu tarom am zburat ca noștri. Și mă uit în stânga, dreapta era rândul meu, că eu cu nevastă mea facem odată și odată. Eu odată eu la geam, odată ea la geam, să vedem afară. Și mă pun, era rândul meu la geam. Și mă pun și am văzut că se tot învârte unul în jurul motorului, se tot uită pe acolo. Am zis, ei, bai copile. Tu mai ales că ești și mecanic? Îl cheamă pe al doilea. Unică, îi bat. Stai. Să mă apuc de el.
Vine și al doilea băiat de la tehnic, să uită la altă notă, dă ăla un telefon rapid, vine al treilea. Când a venit al treilea, ăla a venit pregătit. A scos o bandă, cam atâta de lată. Izolatoare? Nu era izolatoare, era bandă din aia cu staniol. Din aia cu staniol pe capăt, așa e, cromată. Așa. Banda scos, numai că e așa. Și? Și cum are fanta aia de aer motorul în față, e elici, așa are fanta aia de aer ce vine cu capota în continuare. La îmbinarea aia, i-a dat o bandă frumos roată, o să se arăs. Mai ales un pic, mai încolo. Mai ales, fraților. Nu, cum m-am dus eu până în Turcia? Nici un pai nu intra, Cristi. Te tot la motor, zi la jam? Nu, omule, m-am tot la motor. Și alea și vibrează motoarele față de aripă, tot mișcă. Independent de aripă motoarele. Oricum mișcă ele ca așa-s gândite. Păi când îl vedeai că mișca numai... Tătea și astea așa? Numai spasmea mea, mă, omule. Acum. Dar tu ai explicat soției tale ceva? Cum? Ai explicat soției tale ceva legat de motorul ăla? Păi ce să explic eu, că eu sunt aviator? Mi-a dar... zis, uite-te, fata, ce fac ăștia. Și a zis, ce să facem? Asta e, cum ne-a fi norocul. Cum a, exact. Da. No, asta este cu călătoriile. Fii atent. Călătoriile... Auzi, că așa... Ai de lucru nu merg. Domnul Dan, călătoriile cu avion... Dacă nu a plouat să fac fân, mă duc și eu. O plouat un pic pe Gilău, sau așa ni. Da, nesemnificativ. Ba, păi nu-i rău. Eu-i rău, dar putea fi mai bine. Da, domnul Dan. Nu merită, mă. Așa se zicea, că călătoria cu avionul e cea mai sigură. Așa se zicea. Așa, că nu mor atâția. E sigur, e sigur că te duci când e ceva bani, știi? Da. No, voi să nu speriem pe băieții. Bă, să nu speriem pe oamenii cu avioanele. Lasă că e bun așa, e fain, merem. Merem, vinim, fain, nu-i bai. Bine că merg, e gonga aia. Ce e gonga? Da, e mă, am desfăcut roțile ale derviziane. Deci, nu? Bună treabă. Eu le primul. Și nu, cât trebuia să plătiți acolo la... Da, prea mult să plătești, trebuie să mergi. Nu banii e problemă. Trebuie să te duci, să vii, nu-ți face chiar pe loc, poate că mai are lucrări. Să te vreme. Și în trebuie 5 să... minute, așa, la prima figură le-am desfăcut noi, 10, nu? Du-te, mă. Nici n-ar fi rău să-mi aduc eu ca... Nici nu ai zic nimic, că mi-e rușine. Să fac hotel de cauciucuri. Acolo, în capătul curții, își face hotel de cauciucuri și... Vă faceți? Cum? Vă faceți? Da. Mi-aduc cauciucurile la dumneavoastră? Adele. Știți cât trebuie să plătesc bani? Uite-te acolo, fă filmare, e, și... unde pui, așa. Acolo numai cauciucuri. Rastel. Cu lume, tot, frumos. Faceți așa? De cum, mă? Uite-te acolo, mă, ce? Are și spune, acolo. E, dar știți că dau eu pe hotelul ăsta de cauciucuri? Două bețe, pan. Eu nu știu. Am un alu scoptilul ăia în instalație. Unde spune, treburi, chestii. Să văd. Pune în bumbur, numai stai să cumpărăm scula aia la care ați investit voi. Când? Domnul Dan, noi am vorbit cu Neacu Stel, acum dacă te vine vorba și fără rușine și dumneavoastră vă fără rușine, adică vă fără rușine. Nu ați vrut să acceptați, dar bă, noi trebuie să vă forțăm. Eu fără rușine? Eu fără rușine să accepte. Dar eu zic că... Clăiește de pus plumb, de la plumb. Mă auzi? Denis, uite-te la mine. Un om la care nu trebuie să-i fie rușine, un om care oricine intră pe porta aia albastră... De băgat valvele. De nu mă le pui și da, le filetezi și le tragi în foc. Desfă să văd, desfă, scoate afară. Să văd. Valve? Nu. Când vă luați culoa aia? Aia. Stai să mai trângem ceva. Păi... No. Băi, Denis, te rog să zi tu cu strigarea. Cu strigarea? Să strângem ceva, nu așeta. Bă, sări să strângem aparatul lui domnul Dan. Nu aparatul lui domnul, aparatul nostru, mă. Că ce bine face la o căruță sau la ceva? Mă vezi? Asta e cleșe de pus, de luat, plumb. Bă, fii atent. E bine să ai scule. E bine și am observat și la Denis care scule bune. Auzi? Picamărul ăla mare. Ăla de... Ăsta nu-i nimeni la scule. Ăla-ți place ție, că ai pus de cea mai mea ochii pe el. Bă, omule, fii atent. Ce-ți fac cu el? Păi să ți-l luci acasă, că am o, nu știu câte ori am zis de el. Domnul Dan, eu n-am văzut picamăr dintre la așa șmecher într-un atelier. N-am văzut într-un atelier auto picamăr așa șmecher de desfiletat roț. Și ni, eram să zic, Dick Key, uite așa e ni, din alea, așa e ni, zi,
șuruburi grose, poți să le faci acolo. Păi aia e treaba ta. Scule, dacă nu... Nu, deci... Până la 3-4 am și eu, da. Și când o băgat Costel acolo, mașina lui aia mare, cum îi zice la mașina lui? Sprinterul. Sprint, dar cum îi zice la modelul ăla de mașină? Mercedes. E, dar nu asta am vrut să zic. Da, când o băgat bascula aia acolo și când ai pus ăla acolo, tot o vibrat când ai pus picamărul ăla șmecher pe șuruburi. E o treabă, dacă n-aveai ăla acolo... Cum desfăceai tu ăla? Cât timp îți lau să-l desfaci? În plus. În plus. Foile de arg jos în 20-25 de minute și... Și dacă... Altfel lucram de... A, cât? Cu rapa până. În cât timp? No, cât timp? Dai la clichet sau la clichet? Hai, bă! Acum! Hai! Acum, hai! Așa e, bă, băiete, bravo! Serus! Am văzut cum se cunoște, Da, da! Da, da! Hai, noroc, băiete! Ceau, băiete, te-am pupat! Așa. Știi, e băiatul. Cât timp îți lua să desfaci tu chestia aia? Eu îți cam lua, nu? Dacă trebuie să pui cheia fixă, să te dai la cheiță, până desfaci câte un șurub din ăla... Ăla și vibrează, e cu vibrație, cu tot, așa-i? Dacă n-are bătaie, nu faci un... Treabă bună, oricum. Deci că când... Și eu, de jumătate la de tripă 4, fii atent, lucrase un băiat în străinătate, în Anglia sau în ceva țară străină, nu mai știu, îmi spusese un prieten, și băiatul ăla, patronul, i-a zis, bă, tu îți cumperi scule la mine aici, îți cumperi scule, sculele tale. Și băiatul, după ce nu mai lucrat în străinătate și a venit înapoi acasă, face, uite-te, astea sculele tale, ți le duci acasă. Și băiatul s-a întors cu toate sculele lui și și-a făcut atelier auto în România. Deci cum? În America așa e sistemul. Adică? Păi în America când te duci ca mecanic și te angajezi la un servis, da, acolo te duci cu sculele tale. Deci ai un dulap de scule imens și sculele tale. Când te duci la servis, fii atent, eu am fost acum câțiva ani să-mi cumpăr o mașină și în multe state, așa. În Viena nu mai mărs mașina mea. Ăla mi-a zis, face, bă, nu opri. Eu am zis ăsta, oprește-o, mă, omule, să o alimentăm fain, mă, cu motorul oprit, mă, că așa se alimentează. Și n-am mai putut o porni, mă, și să nebunim. Bă, nu am mai putut, nu, bateria slabă. După ce am adus-o acasă, dar am pus, mă, acolo aveau ea baterie, dar tot nu mărs, mă. Când am adus-o acasă, i-am luat cea mai puternică baterie, glonț o mărs. Și asta am vrut să zic că acolo am ajuns cu mașina, am rămas în Peco. Tot am stat, a venit la un moment dat, tot am încercat să mai dăm curent, nu știu ce, și-a venit ceva polițist, a doua zi, ceva poliția, și am rugat pe aia să ne ajute, ne-a tractat, până la BMW-ul ne-a tractat. Și vreau să zic că acolo erau lanțuri de ateliere, de reprezentanțe. Și fiecare reprezentanță avea atelierul ei. Și atunci am văzut eu, deci foarte curat, avea omul, cum ai spus tu, dulap de ăla, nu e chiar deschidea, pac. El foarte curat așa. Nu, era de rog murdar. Și zi, deci, curat, dar vreau să zic atelierul tău și mai șmecher ca alea care l-am văzut acolo. Da. Atunci la da. Ți-am zis și când ți-am văzut prima dată atelierul, ții minte că ți-am zis? Și o băgat acolo un Ferrari să-l, nu știu ce, tot bibilit acolo, la atelier. Tu poți și Ferrari dacă ar fi să ăsta, îl dibui, ai? Ha? Deci se poate orice, știi? Frumos cu... Cum le zice la astea? Testare. Cum? Cu testare. Da, și cu documentație și cu tot, nu? Da. Nu-i bai, dacă ai documentație. Hai, ce mai bine. A? Bă, dacă ai documentație, dacă ai cursuri în domeniu, dacă mai trebuie și un pic de știință și... A. Se poate. Hai, ce mai important e să spui, ce-i bai? Ce? A. La mașină, nu? Ce-i stricat, să știi să repari. Schimbi piesa care trebuie, nu? Te-a pus să schimbi brochenul și are bike-ul. Aia, dar mecanicul el îți ia și manoperatorul ăla și piesele. Și el nu-ți găsește scuză. Dacă îi dai tu. Nu-ți găsește scuză. Vede. Știi? Dacă îi dai, dacă nu poate lua. Păi stai că o secundă, că îi dai, bă, omule, că trebuie să-i dai, bă, că dar ți-o băga piese. Da, trebuie să plătești. Îi repară ce trebuie, dacă nu trebuie. Am înțeles.
mă vezi tu că lumea dacă nu știe... Păi asta că ea că nu știe. Că mi s-a întâmplat mie o fază de asta. Înțelegi? De o uitat să pun un șurub la distribuție și da. Un șurub acolo, știi tu, la ăla și mi-a tot vibrat motorul. Tot o crâit. Și la un moment dat a început să-mi scuture motorul și când m-am dus... O să-l distribuție. Și când... Domnul Denis. Nimic, numai nu mai porcă. Când m-am... A început să scuture motorul la maximă, să scutura caroseria, tot. Și faceadul la mine, o știut, știi? Încă și comandat piesa care a trebuit și o schimbat-o. Da, o trebuie să o plătesc. Știu el unde a lucrat. Păi da, o trebuie să plătesc eu piesa. Am plătit-o eu. Nu a fost mult, dar bă, trebuie să-ți asumi. Nu, eu mi-asum. Dacă ți-am croit pantalonii și ți-am croit nu știu cum, bă, fiau alții. Poftim? E discutabilă treaba că mulți, ca să atragă clientul, îi oferă un preț mai mic, știi? Nu-i vorba... Nu schimbă neapărat tot ce trebuie și atunci tu, fiind atras de prețul mai mic... Nu, niciodată nu a fost pe... Eu n-am fost niciodată pe prețul mai mic. Tot kitul l-am văzut, tot, toate piesele, tot. Dar uitat să prind un șurub. Mă înțelegi? Și când am dat peste o bur... Era... Mai, când dădeam peste o chestie, ca un fel de dâmbă mică, atunci freca... șurubul pe piulița freca pe filet și făcea o creală. Înțelegi? Mai poți și greșit, Cristi. Păi mai poți și greșit, da, băi. Care stă la umbră. Ăla nu greșește niciodată. Da, domnul Dan. Domnul Dan, stai o secundă. Și ăla are probleme. Da, stai o secundă. Nu ți asumi și cum plătești tu piesa, tu, nu eu. Am uzi mai asum dacă... Bă, nu tot eu, mă. Păi da, bă, eu ți-am plătit acolo, mi-ai schimbat distribuția. Nu? Da. Acum poate să sară și un dinte, cum zici, domnul Dan. Și să o pună... Doi. Și să-ți puște acolo motor. S-a arătat datura, Cristi, când i-a dat. Nu, bine, că nu o sări nimeni. O sări și... Numai nu mai bărți. Nu mai porni. Am înțeles. La porn? Dar ce se întâmplă? Acolo tu când schimbi distribuția... Denis, când schimbi distribuția, trebuie să tragi un... cu markerul, și ai sau cum faci un semn sau ce faci? Nu este blocat. Este așa? Am înțeles. Și trebuie să fie motorul la o anumită temperatură. Trebuie să știi multe treburi ca să poți să fii mecanic. Dacă nu, nu are rost să faci. Da, toți sunt... Mecanic de tractoare, am fost 25 de ani. Toți sunt fotografi de nunți. Și acum fotografii de nunți. Astăzi că n-are jojă. Și mecanici. Cum? N-are jojă motorul. N-ai de unde să vezi uleiul motor. În ce mașină? În mașinile mai noi. Ai văzut așa cea? Păi la noi ceva grav, bă. Să nu poți verifica uleiul în mașină. Păi ăștia fac... Îți arată în bord că e ok. Păi e ok dacă este motorină, un litru, doi, cum am vorbit noi, în ulei. De unde vezi? Că la tot ok, zice. E ok, este ulei, că este, că crește. Dar crește cu motorină, la pe bar. Îl vede la un moment dacă e prea mult, dar poate că e prea târziu. Păi când vede el deja... Ala-i scump. Denis, ce mașină e cea mai tare mașină, cea mai fiabilă și cea mai bună? Tank rusesc. Zine, nu. Nu inventa mașina încă. Ba, hai, zine erau două. Atunci, auzi, tu ești un băiat. La Cobra încă au zis că nu mai fost altceva. Tu știi că am avut o Cobra. Pentru că nu știi că am avut o Cobra, eu. Da? Nu ți-am zis. T-auzi? Bă, așa a intrat aerul rece înăuntru că am băgat o sosetă acolo. În gaura aia. Mă auzi ce zic? Ai făcut testul cu pisica? Păi ce test? Am băgat acolo soseta să nu mai vină frigul, mă, frătiu. Și cum să făcea testul cu pisica? De atunci nu mai făcut mașinile, că nu uzi. Dar fii atent, ce merea mașina aia? Aveam un prieten, bă, Cristi, nu-mi dai și mie mașina împrumut să mă duc nu știu pe unde. Du-te iau din fața blocului. Le-o dădeam la prieten mașina aia, mă. Serios. Până o pușcat mașina, până nu mai mărți, mă, le-am dat-o. Cum? O să gândite să margă, nu s-o gândit că mâine trebuie să trăiască după ea. Dar acum ai sistemul. Da, fii atent, să găsești acum, să găsești acum pe Germania, o Mercedes Cobra. Să aibă măcar 100.000 de kilometri. Sunt cu 100.000. Sunt și cu mai puțin. Și pe aia, cât e? 10.000? Cât e? Cam cât e? E scump. Cam așa. A spuse bine, nu găsești. Ba, găsești, că au acolo nemții, au nemții bătrâni, au. Mă găsești, dar nu ți-o vinde. Ba, ți-o vinde, că ți-o vinde dacă o găsești. Mă trebuie căutată. No, un Mercedes Cobra pe două uși, frumos, cu motor de 2500 diesel, te scos pe viață, să aibă măcar 80.000 de kilometri. Ce zici? Bă, bancheta aia largă. Așa ai făcut rustic, frumos, cu tătii alea cromatii, ceasurile largi, frumos, pe cutie automat are acolo, știi tu, mânerul ăla mare.
ușile mari, grele, pe ușă dintre aia cât 7 de uși de duster. Cum? Nu, punem că ușa la golf e grea, tată. Nu, nu, aia originat. Destul de bun între cușine. No, cum e golful? Așa, zi-ne tu ceva despre golf. Bun. Ha? E ok golful. E un pic de tânculeț cu șinile. Golful 4, da, au fost reușite, dacă de ăla vorbești. A. Da, au fost mașini reușite, nu orice caz. Adică, da. Mm. Am folosit lumea și să mai folosești în continuare. A, ai și tu un una de aia, nu? Mașină, da, e cea mai bună mașină. Pentru buzunarul. Ți-e cea mai bună? Da. La tătă lume. Fii atent orice să se strică la 1 milion. Numai eu nu găsesc ușă. No, pe culoare. 300 costă tot orice. Nu e adevărat 100. Eu 300 am văzut, tot e 300 erau. Cum întâlnă dacă? N-ați găsit bine. 300, tot erau 300. Tot e 300? Sigur. Mașină. Tot 300. Nu, sigur că nu, depășite de... Nu vorbi că nu dau eu mașina mea pe orice mașină. Nu, eu m-am dus cu multe mașini tari. Nu, vezi tu că domnul Dan, eu m-am dus cu multe mașini tari și când m-am pus în mașinuța mea, așa cum e săraca, zi mă, bă, te-ai pornit. Când îți mai dă câte orare oprești, o lași așa 1 minut, ai pornit-o, da. Oamenii le mai place și luxul, le place și tehnologia și atunci să schimbă, nu dau tele probleme. Știi ce zic? Mie ceva, știi, chiar dacă e mai bun. Pe mine, ce-o avut, mie nu-mi plac atâtea ceasuri. Nu-mi plac atâtea ceasuri dintre alea luminoase. A, nu, da. Că bate tare lumina, bate lumina de nu vezi bine pe șosea. Da, și nu poți regla. Vosește? Nu poți regla. Cum nu poți? Să poți. Multe. Poate că să pot. Care la golf poți să reglezi pe mașină. La drum, la... Sunt multe, acum. În fine, când te las un senzor... La unul l-a lăsat un senzor de... Nu mai putut o porni deloc, mă. No. La unul l-a lăsat un senzorul de frână, de mână, de nu mai putut trage frâna, mă. Păi, bă, omule, dacă ți-a rămas frâna blocată de mână și nu mai poți merge, ce faci? Bine. No. Și ăla e numai pe un buton. Păi, bă, omule, frâna de mână, trebuie să ai așa o chestie, să tragi de ea până sus, mă. Înțelegi? Nu să apeși, apeși așa, un pic... Cabluri de lea. Fii atent. Două cabluri care mărgă așa. E oțel de stâlp, așa. Să nu se rupă veci. Acum poate o să ne... O să ne zică lumea, acum ce am vorbit aici, o să ne... Hai bă, ce povești aveți voi acolo? Da, bă, am o fiecare de dreptul la opinie, Cristi, că... Aberante povești. Nu. No. Nu e pe lângă mine, e pe casă, cred că. Nu. De ce? Fiecare are dreptul la opinie, nu? Ia, cât e ceasul? Nu știu cât e ceasul. 9:04. Merem până la Peco cu domnul Dan? Ha? O ce merg? Domnul Dan, da. Merem până la Peco? Nu. Păi? Stai să vorbim la telefon. Bine. Așa, domnul Dan. Da. Aici ne-am pus la dumneavoastră la masă, la cu mămăliguță, treburi bune. Iar? Da, iar din nou. Păi și repotă ta ce? N-are nimica. Domnul Dan. Domnul Dan. Domnul Dan. Dar el nu a participat la ce a fost acolo. Ei, pe tavaie. Da. Pune un pic acolo, asta ce a rămas. Da. Asta a rămas. E bun, e bun. Asta mânca Zorel. E bun așa, domnul Dan. Mă, cum să mânca Zorel, mă? E foarte bună treaba. Mulțumim de ospitalitate. Ne punem să mâncăm un pic. Între timp mai vedem ce facem. Mai bem o bere. Așa. Doamne ajută. Așa.